Cunoscutul disident anticomunist Vasile Paraschiv, decedat vineri, a fost înmormântat ieri la cimitirul Viișoara din Ploiești. Puțini sunt cei care știu întreaga activitate a marelui om. Cei mai mulți își aduc aminte doar că în 2008 acesta a returnat lui Traian Băsescu decorația primită de 1 decembrie, Ordinul Național Steaua Română în rang de cavaler, numindu-l comunist pe președinte. Trupul neînsuflețit al celui care a fost numit simplu erou a fost depus la Casa Sindicatelor, astfel încât toată lumea să-și poată lua adio. Vasile Paraschiv a fost unul dintre puținii care a continuat toată viața lupta pe care a început-o cu aceleași idei, cu aceleași credințe și cu același entuziasm. A fost un model pentru generații întregi. Erou ca domnul Vasile Paraschiv e un om care a ținut în momentele grele ale perioadei comuniste, atunci când totul era închis și prea puțin se afla despre noi în Europa și străinătate. Dânsul a ținut practic harta României în Europa și de ce nu și mai departe. Deci, prin dânsul s-a aflat despre alți dizidenți care nu aveau posibilitatea să se exprime în acea perioadă. Prin Vasile Paraschiv și oameni ca Vasile Paraschiv, eroi ca Vasile Paraschiv, practic România a existat în perioada comunistă. Am lucrat în 81-83 la MC, lângă rafinăria 1 Ploiești. Îl urmărea securitatea pentru că a luat cuvântul referitor la rația de ulei. Să redusese, dacă țineți minte, rația de ulei. Și el a spus, domne, unde să duce rația, că eu o cedez toată. La 82 de ani, inima lui Vasile Paraschiv, frântă de supărările din ultimii ani în care a încercat să-și caute dreptatea, a încetat să mai bată. În ianuarie 2010, instanța supremă a decis irevocabil să-i respingă cererea lui Paraschiv, care solicita daune morale de la statul român pentru tortura la care a fost supus în perioada comunistă, deși anterior Tribunalul București i-a acordase 300.000 de euro. Paraschiv este omul care în 1968 a renunțat la carnetul de partid, iar în 1971 a militat pentru sindicate libere într-o Românie comunistă. În 1977, Vasile Paraschiv s-a alăturat mișcării inițiate de scriitorul Paul Goma pentru apărarea drepturilor omului în România, constant încălcate în acele vremuri.